Cele două gospodării din localitățile Căldărăști și Padina au fost plasate sub supraveghere oficială. S-a realizat dezinfecția, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor, precum și a mijloacelor de transport. La această dată, pesta porcină africană în județul Buzău evoluează în șapte focare din exploatații non-profesionale, declarate în cinci localități, respectiv orașul Pogoanele, satul Căldărăști, Cochirleanca, Valea Râmnicului și Padina. În mediul silvatic, prezența virusului a fost confirmată în 21 de cazuri la mistreți pe raza 10 fonduri de vânătoare. De la declararea primului focar de peste porcină africană în septembrie 2018, au fost stinse până la această dată 20 de focare la porcul domestic. Având în vedere gravitatea bolii și consecințele economice grave generate de apariția ei, DSVSA Abuzău solicită în continuare sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor întreprinse de autorități. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau DSV a Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație. Evoluția situației epidemiologice este în permanență monitorizată prin examene clinice și de laborator, iar zilnic se analizează situația existentă, se aplică măsuri și se întreprind acțiuni în funcție de circunstanțe. Se arată într-un comunicat emis de Direcția Sanitar Veterinară din buzou.